Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Vorbim în această seară despre noile planuri cadru pentru învățământul gimnazial, iar invitatul nostru este domnul Constantin Lungulescu, președintele sindicatului Spirul Haret Dolj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Domnule Lungulescu, s-au aprobat aceste planuri cadru și aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre ele. Da, au fost aprobate planurile cadru. Am înțeles, eu am avut o discuție și cu domnul director de la Institutul de Științe ale Educației, că până la urmă povara grea au purtat-o dânsii. Au primit și un feedback după variantele lansate în dezbatere. Deci au fost cele trei variante în care fiecare inspectorat școlar, cancelarii și-au spus un punct de vedere. Cel puțin la noi, la Dolj, era agreată undeva cel mai bine varianta numărul 2. După ce au apărut cele trei variante, s-a poziționat un alt grup de, așa zis, și experți în educație. Nu știu cât de experți sunt domniile lor, unii sunt pe la niște ONG-uri și au criticat în totalitate cele trei variante în forma în care au apărut ele, motivând că nu sunt discipline integrate și curriculumul la decizia școlii este foarte puțin relevant, puține ore de CDS-uri, ei solicitând ore mai multe de CDS-uri. Bun. În condițiile astea, după ce s-au strâns păreri, a mai fost o dezbatere făcută și de noi, de Federația Spirul Haret la București, în care au venit reprezentanți ai Ministerului Educației, chiar domnul Adrian Curaj, domnul director de la Științe ale Educației, s-au schimbat opinii și până la urmă, din ce au cules domniile lor, am înțeles că se dorește ca elevii să rămână mai mult în școală. Deci, cu alte cuvinte, sunt ore mai multe. Varianta care o aveam noi, de o folosesc acum clasele de gimnaziu, da, este sporită cu aproximativ 2-3 ore la fiecare nivel de clasă. Deci, ce aveam maxim? Că noi aveam, de deci exemplu... Câte ore erau pe zi până acum? Deci erau 5-6 ore pe zi și acum avem variante de 7 ore la clasa, la clasa 8-a. Deci au zile când au 7 ore. Asta este problema. Este mult, este puțin, pentru că eu vreau să vă spun altceva. Deci asta este ce au cules domniile lor și ceea ce spune domnul ministru al educației. Bun. Eu o să-mi spun și o părere personală. Deci dânsii așa au colectat mesajele care au venit din teritoriu. Acum eu vreau să vă spun altceva, pentru că eu am fost implicat în constituirea celor trei variante care au fost date publicității și eu am venit și cu variante de orar din alte țări. În alte țări din Uniunea Europeană avem sistemul acesta cu after school, se stă la școală de la 8 dimineața până la ora 17:30, în care ei practic elevii au o pauză de o oră, după care își continue fie ore, fie dacă nu își fac temele, practic ei la 17:30 când părăsesc incinta școlii au temele făcute și acasă se duc și fac chestiuni vocaționale. Sport, calculator, ce doresc ei, pictură, muzică și așa mai departe. Deci și cei de acolo stau o perioadă destul de lungă în școală. Acum, agreindu-se această variantă, să le sporim cu 2 ore, într-adevăr, aici, o problemă. Aici de ce s-a ajuns? Pentru că unii voiau niște ore, alții voiau niște ore și cred că a fost o chestie hibrid, nu? Până la urmă, dacă este părerea mea din punct de vedere sindical, pentru că eu reprezint interesul cadrelor didactice, aceste planuri nu aduce atingere locurilor de muncă, deci se păstrează disciplinele în totalitate așa cum erau ele și pe lângă asta s-a mai introdus ceva în plus. Bun. Deci asta este o parte bună, să zic, pentru profesori. Dar eu zic că elevii elevii, măsură, cum să vă zic eu, nu știu, în 5-8 un elev, toți elevii ar dori să nu facă ore sau ore foarte puține, dacă este să-i întrebăm. Până la urmă este ceea ce doresc părinții. E, acum și pe mine, dacă mă întrebați, nu e normal un copil să stea 7 ore la școală, pentru că cel din partea cealaltă stă 7-8 ore la școală, dar are o pauză de oră și uneori este inclusă și o relaxare, pentru că este inuman. E, la noi trebuie să stea 7 ore și nici n-are acea pauză în care ar putea să mănânce, adică o pauză scurtă de 10 minute. Oricum, noi nu avem infrastructură. Aș vrea să fim puțin aplicația. Văd aici, citesc. Haideți să vorbim detaliat pentru fiecare clasă în parte. Deci, ce anume s-a schimbat, de exemplu, pentru clasa 5-a?
Deci, noutățile la clasa a 5-a, dat fiind faptul că legea educației este aceasta pe care o cunoaștem, este dată de Funeriu în 2011, evaluarea națională va conține disciplina TIC. Evaluarea deci, disciplina va conține... TIC, o nouă disciplină, informatică și TIC. Exact, da? Informatică și TIC, nu era. Tehnologia informației, da, și comunicare. Exact, da? Exact. Asta este ineditul. Practic, este redusă cu o oră alocarea pentru limba română. La limba română s-a luat o oră din cele 5 și sunt doar 4 ore. În rest, noi în planurile cadru anterioare aveam limba modernă cu posibilitate să facă 3 ore prima limbă, deci ori 2 ori 3 ore. Acum face și limba 1 și limba 2 câte 2 ore. Li se introduce la educație socială o disciplină nouă. Este introdus gândirea gândirii critice în, da, contextul drepturilor și responsabilității. Ce înseamnă aceasta? Să vedem cum va apărea programa respectivă, pentru că după ce au fost date publicității programele și practic validate prin ordin de ministru, din data de 6 a început o competiție de selectare a cadrelor didactice care vor face programele școlare și aferente manualele, claselor. Probabil, și după aceea și manualele. Pentru manuale educație va fi... socială. Credeți exact. Credeți că va fi nevoie de mărirea numărului cadrelor didactice? Nu cred că este bine, introducându-se TIC-ul, categoric, vor apare niște catedre în plus la fiecare clasă câte o oră de TIC. E foarte simplu, putem să facem un calcul dacă o întrebam pe doamna inspector școlar general sau de la departamentul relații elevi, ne spunea imediat câte clase avem de clasa 5-a de gimnaziu și atunci știm câte ore de profesori, va crește numărul de profesori de informatică. La noi în Dolj nu va fi nicio problemă, dar mare problemă va fi în București și în alte orașe, unde cei care termină informatică nu doresc să vină în învățământ datorită salariilor foarte, foarte mici. Chiar asta voiam să vă întreb, pentru că am văzut, da, am văzut o opinie de acest gen, însă să știți că dumneavoastră spuneți că în Dolj nu vor fi probleme, însă la emisiunile anterioare nouă ni s-a spus că a crescut foarte mult infrastructura informatică și la noi. Adică sunt subsidiare sau societăți care lucrează softuri pentru, da, multinaționale, da, și chiar sunt salarii bunicele. Exact, exact. Acum, bine, nu a dat toți locul, acum este logic. Cei foarte buni se duc acolo de lucrează, evident, pentru multinaționale pe niște salarii într-adevăr adevărate. Iar acum, restul ceilalți care nu sunt așa de performanți vor veni către noi în învățământ, pentru că noi ca sindicat întotdeauna am pus această problemă, haideți să mărim salariile, trebuie să fie o decizie politică și nu numai să băgăm mai mulți bani în educație sau să respectăm legea, să facem pe undeva ce au făcut și japonezii, pentru că în condițiile în care salariile ar fi motivante, oamenii ar veni către învățământ, studenții cei mai buni și-ar alege această meserie. Pentru că nu este normal un student modest să vină către, da, așa învățământ. Este, avem, Bogdan, avem, da, un telespectator în direct. Bună seara! Alo, bună seara! Ioana Popa mă numesc. Da, spuneți! Da. Vreau să-i spun... O să vă rog să vorbiți puțin mai tare. Da, 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 da. Bună ziua, domnul, invitatul dumneavoastră. Și aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Legate de introducerea noi materii, discipline în programa școlar. Eu sunt profesoară la școala numărul 22 din Craiova și vreau să vă spun că elevii și așa sunt foarte încărcați. Bineînțeles, cei care vor să învețe. Dar cei care nu învață, vă dați seama, dar cei care învață și sunt copii serioși, numai, dacă mă înțelegeți, eu sunt profesoară și la fiecare oră îi simt cum sunt de obosiți. N-au timp, programul după amiaza este foarte obositor și aceste introduceri de noi materii, noi ne batem joc de acești copii. Pe lângă că manualele sunt din anii 98-97, învechite, da, sunt și aceste ori introduse în plus și ce vrem să facem din acești copii? Am înțeles, doamna Popa, deci dumneavoastră spuneți că practic ar fi un dezavantaj pentru elevii care chiar vor cu adevărat să învețe. Spuneți că acest număr de ore mai mare practic le îngreunează activitatea. În momentul în care eu vorbesc cu dumneavoastră, elevii mei sunt ultra solicitați, cei care învață, fiindcă se duc la olimpiade, la concursuri,
mai vin și la școală și obțin rezultate foarte bune. Deci este o crimă, cred, pentru ei, nu mai au copilăria pe care trebuie să aibă un copil, indiferent dacă e olimpic, dacă nu învață sau mă înțelegeți. Am înțeles. Și nu mi se pare normal. Toți profesorii suntem revoltați de aceste schimbări. Mai bine, dacă mă permiteți o idee, mai bine era pe vremea lui Ceaușescu, fiindcă elevii învățau destul cât puteau duce și înțelegeau ceva, adică acum dacă un copil iasă de pe băncile școlii, el ce face? Că el știe teoretic, dar practic el nu știe. Mă înțelegeți? Doamna Popa, aș vrea să vă adresez o întrebare. Ce părere aveți despre faptul că s-a luat o oră de limba română? Credeți că acest lucru este unul negativ? Vai de că... am zis că poate nu mai am timp, dar să știți că limba română, dacă se ia din istorie limba română, oare din ce mai urmează să se ia? Din matematică? Din ce? Cum să bagi, să iei tu o oră de limba română și să bagi o oră la clasa 5-a. De... Nici nu știu de ce, am auzit cumva de informatică. Nu, în fine, dar cum să faci? Asta e o crimă, doamnă. Deci eu cred că elevii noștri sunt îndobitociți. Am înțeles, doamna Popa, punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumim foarte mult. Domnule Lungulescu, iată, avem să cadre dăm niște răspunsuri, da? Da, avem cadre didactice care se arată nemulțumite de faptul că sunt mai multe ore și, într-adevăr, poate și părinții și copiii sunt mult mai solicitați din acest punct de vedere, pentru că pentru un copil de clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a sau a 8-a să stea 7 ore la școală, este totuși obositor, pentru că dacă un adult stă 8 ore la serviciu, este greu. Mă gândesc că pentru un copil 7 ore este mult mai greu. Deci, noi am intrat pe un tărâm în care nu vom ieși niciodată, nu vom face față părerilor care sunt pro și contra. Cred că cel mai important era să discutăm despre conținuturi. Conținuturile sunt încărcate. Era foarte bun planul cadru, deci materia pe care este stufoasă, nu neapărat numărul de ore. Materia este stufoasă. Ea dacă este aerisită, atunci copiii sunt degrevați de o parte din ceea ce trebuie să învețe, iar noi avem un sistem bazat pe această competiție între copii. Sunt țări care nu au competiția aceasta, este Finlanda. Da, ce au considerat cu cel mai bun sistem, exact, de învățământ. Exact, este cel mai bun sistem. Le dezvoltă deprinderea pe care dau o note au ei. Până în nu se dau casă. Note și așa mai departe. Este cu totul și cu totul un alt sistem. De astea sunt părele împărțite. Acum, eu având pagina de Facebook, zic eu, interesantă, am scris tot felul de chestiuni și oamenii au început să-și dea cu părerea. O colegă de-a mea de liceu, care este medic în Statele Unite, da, mi-a dat următoarea replică. Mă, voi sunteți chiar nebuni? Vreți să ajungeți ca americanii ăștia care în clasa 5-a nu știu mai nimic? Elevii? E, la noi copiii știu foarte multe în clasa 5-a. Uneori sunt și chestiuni inutile, îi forțăm chiar, de asta trebuie materia puțin aerisită. Iar disciplina TIC, către ce bun, trebuie să facă disciplina în viață, TIC fiind în lege, trebuia introdusă. Iar noi acum avem altă situație pe care o cunoașteți și dumneavoastră că lucrați în presă. S-au auzit atâtea propuneri de vrem să introducem educație financiară, educație pentru sănătate, tot felul de chestiuni de genul acesta. Păi ce facem? Ca să introducem, trebuie să tăiem ore. Ca să tăiem, tăiem de la niște discipline importante. De unde mai putem tăia? Că unde este o oră, e greu să tai acea oră. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, da, la clasa a șasea este introdusă educația interculturală în cadrul disciplinei educație socială. Da. Deci e o altă... Da, da, e o altă, oricum, da, ei făceau ceva. Da, avem nevoie în societăție. Exact, în, exact. În ei, vest și... Ei aveau la om și societate. Deci, dar eu totuși cultura sunt de părere civică că în clasa a șasea nu știu cât de mult putem vorbi de interculturalitate, pentru că sunt copii bine, mici nu știm totuși, cum va arăta programa respectivă. Baze, da. S-ar putea să fie pe măsura exact vârstei. Da, pe măsura vârstei bănuiesc că vor fi făcute de niște specialiști aceste programe. De asta, ca să participi la concursul respectiv, trebuie să ai un CV care să impresioneze comisia de selecție și să faci dovada că ai făcut un opțional, încât știi și tu să faci ceva din acest punct de vedere. Să vii în fața elevilor.
Deci, cu alte cuvinte, critica este din partea unora care s-au supărat rău de tot acei ONG-iști că nu sunt discipline integrate. Aici aveam două variante. O disciplină integrată care se cuprindă două, trei discipline din aceeași arie și în situația asta, ca să facem un exemplu să înțeleagă și telespectatorii, aveam următoarea situație. O disciplină cu o oră o făcea copilul în 35 de ore în fiecare săptămână. Atunci cuplam 2-3 dacă găseam într-o arie curriculară și atunci el făcea 2 luni câte 2 ore sau 3 ore disciplina respectivă, da. O termina. În următoarele 3 luni altă făcea disciplină, astfel încât ei să nu aibă 14-15 discipline în fiecare săptămână, ci să aibă maxim 10. Asta era chestiunea pe care o cereau așa zisii specialiști. Și mai era o problemă, curriculum la decizia școlii. Aici avem variante, unele le propune Ministerul Educației, ce CDS-uri pot să facă și au cerința aceasta. 1-3 opționale la clasele 5-7. Da, văd că crește chiar la 3 în clasa 7, de la 1 la clasa 5 minim. Exact, exact. CDS-ul crește, dar adică putem la dispoziția școlii. Dar putem să baleem între 1 și 3. Acum problema este la bugetele pe care le au unitățile școlare. Nu se vor accepta 3, că până la urmă trebuie să plătești niște oameni și noi avem finanțarea asta per capita, iar 90% dintre școli nu pot să plătească salariile din finanțarea proastă pe care o au. Haideți să vorbim puțin și despre clasa 7, pentru că nu o să mai avem foarte mult la dispoziție. Ce este nou? Educația pentru cetățenie democratică, vedem, inclusiv elemente de educație juridică. În cadrul disciplinei educație socială, iată. Educație socială, la aria curriculară om și societate. Iar înainte, la om și societate, faceau celebra cultură civică și, într-adevăr, aveau 1 sau 2 ore. E, acum le-a dat niște discipline diferite. Iar ei, la CDS-uri, pot să-și aleagă. Educație pentru sănătate, creează-ți mediul, educație ecologică, deci tot felul de sugestii pe care le face Ministerul Educației, iar după aceea, în funcție de profilul școlii, profilul zonei, unitatea școlară le pune la dispoziție o ofertă de astfel de CDS-uri, astfel încât să nu mai mergem pe ideea că ele vor completa normele profesorilor. Și atenție, o chestiune foarte importantă. Dacă vreți să avem performanță, nu trebuie să avem 30 în clasă, 32, așa 35. Este. Trebuie să baleem între 20 și 25. Nu mai putem să ne întoarcem cu spatele la elevi, noi să ne facem numărul la tablă, trebuie să-i grupăm pe tot felul de ateliere în care să fie implicat să lucreze, pentru că acum toată lumea are un laptop acasă, un telefon cu internet, au alte posibilități. Nu mai este ce a fost acum, eu știu, 10 ani. Cine ne imaginam? Noi ne imaginam acum 10 ani că vrem telefon. Nu, refuzam telefonul mobil. Ce îmi trebuie mie, calculator sau nu știu ce? Acum nu mai putem supraviețui fără. Nu mai există poștă, curierat, scrisori. Nu, exact. Sunt e-mail-uri acum. La clasa 8-a ce avem nou? Educația financiară, economică și antreprenoriatul. O chestiune tot interesantă. La educația socială. Exact. Să dezvolte puțin spiritul exact. De este un lucru foarte bun. Și consiliere și dezvoltare personală. Are o centrală puternică. Consilierea aceasta este în toate clasele câte o oră, că era un pericol într-o anumită variantă să nu fie. Și au la dispoziție, ei pot să aibă fie 31 de ore, fie 34 iată de ore. Iată, CDS-ul crește la 4 ore pe săptămână. Dar nu este obligatoriu. Are poate dreptul crește de la 1 la 4. Poate să aibă 1, poate să aibă 4. Deci, ca să avem o calitate, trebuie să ne schimbăm atitudinea și noi ca profesori, trebuie să fim alții, trebuie să avem efective mici în clasă, să avem conținuturi atractive, materia să fie aerisită și poate eliminăm aceste concursuri și competiții care unele chiar sunt fără rost. Chiar sunt fără rost și stresăm copiii. Așa este, domnule Lungu. Pentru că până la urmă trebuie să aibă și copilărie. Cu siguranță. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță vă așteptăm și altă dată, pentru că există interes atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea părinților și elevilor pentru astfel de informații. Vă mulțumim foarte mult. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte importante. Rămâneți alături de noi!
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu lovi și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud. Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în platou, mergem mai departe și vă spunem că medicii au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății. Este în legătură telefonică directă cu noi domnul Ion Cotoșman, președintele Sindicatului Hipocrat Dolj. Bună seara! Bună seara! Domnule Cotoșman, sindicatul pe care îl conduceți susține aceste proiecte. Știm că de pe 21 martie până pe 27 a fost în grevă japoneză. Vedem astăzi că medicii au protestat în fața Ministerului Sănătății și aș vrea să vă întreb, nu ați obținut nimic în urma acestor proteste și a acelei greve? Am obținut numai promisiuni. Înțelegem acum, în momentul acesta, termenul dat de Ministerul Sănătății, de încă o săptămână, pentru a soluționa revendicările noastre cu privire la norma de lucru, timpul de lucru și la plata orelor de gardă a medicilor, precum și a sporilor pentru condiții deosebite, la salariile actuale. Mai mult, săptămâna viitoare avem o invitație la Comisia de Sănătate din cadrul Camerei Deputaților, da, pentru a discuta și în cadrul Parlamentului revendicările noastre, precum și la sfârșitul săptămânii o reîntâlnire la Ministerul Sănătății cu factorii de decizie, ceea ce privește rezolvarea celor două revendicări de care v-am spus. Dar a mers cineva să discute din partea dumneavoastră astăzi? Sigur că am mers, așa am discutat. Sigur că am avut o echipă care a intrat la minister și tocmai în sensul ăsta vă spun, vă relatez cele despre care vorbeam. Așa au fost discuțiile și am acceptat ca în termen de o săptămână să avem aceste întâlniri, să vedem în ce sens găsesc soluții pentru revendicarea pentru revendicările noastre. Cu siguranță noi o să continuăm dacă acestea nu sunt favorabile salariaților și nu în ultimul rând pacienților cărora noi le oferim servicii medicale. Știți foarte bine că una dintre revendicările noastre este creșterea tarifului pe caz rezolvat pentru a avea banii în sistemul de sănătate în sensul dotării cu aparatură modernă, cât și cu materiale necesare de desfășurarea activității medicale. Domnule Cotoșman, în această perioadă de când ne-am întâlnit noi în emisiunea anterioară, când ați fost la noi în platou, aș vrea să vă întreb dacă vi s-au mai alăturat medici, sindicate? Alături de noi au fost în toată această perioadă
Camera Federativă a Medicilor din România, da. Colegiul Medicilor de asemenea din România, Alianța Medicilor din România, precum și Asociația Patronală a Medicilor de Familie, cum și Asociația Profesională a Medicilor de Familie și, nu în ultimul rând, Asociația Pacienților din România. Cam câți medici sau personal medical însumează aceste asociații despre care ne spuneți? Aceste asociații toate însumează peste 30.000 de medici. Iată un număr foarte mare. Aș vrea să vă întreb dacă totuși nu ajungeți la niciun numitor comun cu Ministerul Sănătății. Se poate discuta despre o grevă generală? Cu siguranță, cu siguranță. Noi nu încetăm protestele, ci doar amânăm aceste proteste cu încă două săptămâni. Dacă săptămâna viitoare avem discuții fructuoase pe cele ce despre care am vorbit, vom anunța atunci dacă vom anunța închiderea sau continuarea conflictului. Dacă veți intra în grevă generală, spuneați dumneavoastră de două săptămâni, asta ar însemna cam pe 20 aprilie, dacă discuțiile nu vă sunt favorabile, ar trebui să ne așteptăm la o grevă generală, nu? În jurul datei de 20 aprilie. Exact, noi am cerut termene concrete. Noi, și știți foarte bine, nu este prima dată când o declar. Noi nu vrem doar vorbe, vrem termene concrete de soluționare și mai mult vrem proiecte de modernizare a sistemului de sănătate românesc pe termen mediu și lung. Nu numai interesul salariaților, ci și interesul cetățenilor acestui stat. Ce înseamnă că... deveni pacient. Domnul Cotoșman, când veți fi să... Poate nu ajungeți până acolo, în grevă generală. Ce se va întâmpla? Veți primi doar urgențele? Sau cum se întâmplă de obicei aceste lucruri? Sincer, eu vă spun, iertați-mă că v-am întrerupt. Sincer, vă spun, nici medicii și nici celălalt personal medical nu își dorește o grevă generală în sistem, pentru că asta ar aduce prejudicii mari activității de îngrijire a pacienților. Și singurii care pot suferi în această situație sunt pacienți. Și nu ne dorim acest lucru. Însă dacă reprezentanții guvernului nu găsesc soluții concrete, să știți că medicii și celălalt personal medical din sănătate sunt deciși să întrerupă activitatea. Am înțeles, domnule Cotoșman, vă mulțumim foarte mult. Bogdan, iată, această criză din sistemul de sănătate continuă și medicii sunt hotărâți, putem spune, așa cum ne-a spus domnul Cotoșman, să facă grevă generală în condițiile în care săptămâna viitoare nu vor primi rezultate pozitive. Da, și discutam de acea revendicare privind corelarea cu salariul minim, da? Corelarea grilei de salarizare în sistem și este cu atât mai ciudat cu cât domnul Cotoșman ne spunea data trecută că efortul bugetar ar fi minim. Deci nu văd de ce nu s-ar da curs solicitărilor, cel puțin din punctul acesta de vedere, în acest punct privind corelarea salariilor. Făceau referire la timpul de muncă al medicilor, dar și la timpul de odihnă și mă gândeam cum mai poate funcționa, suntem oameni cu toții și mă gândeam cum mai poate funcționa, cât de calitativ mai poate fi actul medical în condițiile în care un doctor, nu știu, lucrează, să spunem, mai mult de 12, 13, 14 ore. Asta duce evident, dacă e încărcătura foarte mare, la angajarea de noi medici în sistem. Din păcate vedem că mulți dintre ei se pregătesc să plece în străinătate, în vestul Europei. Iar aici rămân, eu știu, cei care nu și găsesc acolo sau poate nu se adaptează. Eu cred că sau medici care sunt foarte legați de țară, mai există. Dar și excepții. Dar în ultima perioadă am văzut că s-au comasat spitale, deci am mers spre zona asta. Într-adevăr, toată lumea este de acord că acest sistem este subfinanțat și până la urmă am și spus-o. Deci în învățământ și în sănătate, în educație și în sănătate, sunt domenii prioritare, pentru că în asta constă gradul de civilizație și de sănătate al
al națiunii. Așa este, vom vedea săptămâna viitoare rezultatele discuțiilor dintre aceste sindicate și asociații din domeniul medical și Ministerul Sănătății. Poate vor fi rezultate pozitive și nu va fi nevoie să se ajungă la o grevă generală. Ne mergem mai departe și vă spunem că Wizz Air a decis să crească numărul zborurilor de pe aeroportul internațional din Craiova către aeroportul Luton din Londra. Așadar, din vara aceasta vor fi 5 zboruri către aeroportul din Londra. Haideți să vedem ce a declarat reprezentantul Wizz Air într-o conferință de presă la Craiova. We are shortly to celebrate our third birthday here in Craiova. Ne apropiem de sărbătorirea anului cu numărul 3 de aici din Craiova. And it is now coming up to 2 years since we started our own operating base here. Am început operațiunile acum 3 ani și de 2 ani am început baza operațională. We currently operate 5 routes to 3 countries. Avem 5 rute către 3 țări. And we've carried over 340,000 passengers from Craiova to date. Și până acum au zburat 340,000 de pasageri din Craiova. We continue to enhance our service offering from Craiova. Vom continua să ne îmbunătățim serviciile din Craiova. With, for example, our flight to London Luton. De exemplu, zborul din Craiova la Londra, la Luton. Being 5 times a week. Va fi de 5 ori pe săptămână. From the summer 2016 season. Din vara lui 2016. It is fair to say it has been 3 successful years here in Craiova. Este corect să spunem că au fost 3 ani plini de succese aici în Craiova. We have recruited, as I said, our local crew from the area. Și am recrutat echipa locală de aici din zona. And as with all of our base cities. La fel ca oricare bază din România. We support a large number of other jobs in the support industries. De asemenea, avem posturi și în echipele de sprijin. By way of example, our catering supplier. De exemplu, pentru catering. Has invested in a new catering facility. Am investit într-o nouă facilitate pentru catering. To allow us to carry the full range of catering products on board our flights from Craiova. Care să ne permită să avem toată gama de produse de catering livrate de aici în Craiova. Am revenit în platou. Bogdan, iată vești foarte îmbucurătoare pentru pasagerii care călătoresc de pe aeroportul internațional Craiova către Londra. O altă veste a fost aceea pe care am primit-o acum ceva timp de la domnul Mircea Dumitru, directorul aeroportului din Craiova. Ne spunea că se va opera de la toamnă, mai exact din luna noiembrie, o altă cursă. Este vorba de o cursă spre Valencia, dar va fi operată de Ryanair. Iată, aeroportul din Craiova se extinde încet, încet și operatorii văd că încep să prindă curaj să vină la Craiova, mai ales în urma construirii pistei. Da, este al doilea operator mare, e foarte mare de fapt. Ryanair este cel mai mare operator low cost din Europa. Da. Și ne povestea data trecută domnul director că într-adevăr vine cu niște oferte foarte bune. Se pare că vom avea și noi curse, nu ni le-a dezvăluit, a promis că ni le va spune aici la emisiune, dar într-adevăr crește numărul. Am înțeles că pe alte aeroporturi se va merge și pe curse interne, poate într-un viitor nu prea îndepărtat facem și noi același lucru. Da, ne spunea domnul Dumitru faptul că intenționează și are discuții cu mai multe companii și probabil în această vară ne va anunța despre apariția mai multor curse. Cu siguranță oamenii așteaptă. Știm că s-a făcut și acel sondaj online prin care oamenii au votat și am văzut că era un număr foarte mare de oameni, iar această inițiativă a fost foarte binevenită. Oamenii își doresc mult mai multe curse. Este bine curse. Pentru că e o deschidere, da? Și este și o, cum să spun, o metodă de sondare a preferințelor celor care vor să călătorească. Pentru că, practic, și este normal să faci o cercetare de piață, pentru că altfel riști să baci curse care nu merg, nu circulă nimeni pe ele, da?
O cursă, în momentul în care o cursă este cerută și se constată că este un flux de călători, potențial călători mare, are sens să negociez cu operatorul respectiv. Și practic ai și o dovadă a faptului că evident, sunt oameni care își doresc această cursă și îi dai operatorului o siguranță că acel zbor va fi foarte utilizat. Evident, și alte lucruri ne mai spunea domnul director data trecută, spre exemplu că se va face acea licitație, ar trebui să verificăm pentru că a trecut ceva timp, pentru taxiuri care să deservească aeroportul. O problemă semnalată de mulți a fost aceea că le lipsesc mijloacele de transport. Înțelesesem că era vorba, spre exemplu, într-o discuție cu domnul director de la RAT, Regia Autonomă de Transport, că ar vrea să, sau ar fi în discuții să introducă și un traseu RAT, da, de la aeroport către, prin centrul orașului către gară. Da? Și am înțeles că sunt discuții și să facă, nu știu, o înțelegere cu companiile de taxi, să fie o singură, cum se întâmplă, păi și da, la București de altfel, pentru că aceasta ar fi unii taximetriști să nu profite de pe o licitație de pe urma și oamenilor. Într-adevăr, ce ne dezvolea domnul director era că într-adevăr sunt taxiuri care refuză curse pentru că da, vor să vâneze o cursă bănoasă la Balș sau mai știu unde în județ, nu prea vor să ia oamenii până în centrul orașului sau la primele blocuri. Ai bine, această firmă care ar trebui să câștige licitația are și anumite obligații, printre care aceea de a nu refuza curse. Da? În momentul în care... Așa este, indiferent de cât de lungă sau de scurtă păi ar fi evident, pentru că de aceea a licitat pentru acest serviciu, iar în momentul în care vin reclamații, poate să discute cu compania, cu patronatul acelei companii de taxiuri, domnule, uite, se plâng călătorii că refuzați cursele și atunci se pot lua măsuri. Da. Vom vedea, să sperăm că aeroportul se va extinde din ce în ce mai mult în perioada următoare. Iată că spre Londra se va zbura din vara aceasta de 5 ori pe săptămână, ceea ce este un lucru foarte bun. Noi luăm acum o scurtă pauză, apoi revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi! Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud. Cotidianul oltenilor de pretutindeni.
Am revenit în platou pentru că vorbeam înainte de publicitate despre infrastructura de transport. Trebuie să vă anunț că sâmbătă de la ora 11 în zona metro va avea loc un nou eveniment denumit Oltenia vrea autostradă, la fel ca și în evenimentul precedent. Se va face un lanț uman din oamenii care vor participa acolo pentru a atrage atenția autorităților de la București asupra importanței construirii autostrăzii Craiova-Pitești. Noi mergem mai departe și vă spunem că lucrările de la Water Park se apropie de final, însă există o problemă. Strada care asigură accesul către această locație se află în stare deplorabilă. Haideți să vedem mai multe informații în materialul care urmează. Bazine, topogane, dușuri, caracatițe și alte minunății care vor face deliciul copiilor, dar și al adulților. Cu asta îi va întâmpina waterparkul din cartierul Lunca Jiului pe Craioveni, peste o lună. În interior, toate sunt bune și frumoase. Lucrările se apropie de final, constructorul lucrează la ultimele finisaje. Numai că pentru a ajunge aici, doritorii de distracții acvatice vor fi nevoiți să străbată strada Coșuna. Aceasta arată mai rău decât ulițele de la țară. Gropi imense de câțiva metri lățime, pline cu apă. Un strat consistent de nămol fac din această stradă o cale inaccesibilă mașinilor spre parcul de distracții. Un reprezentant al firmelor care lucrează la waterpark susține că strada Coșuna nu trebuie reabilitată de muncitorii de aici, ci de către primărie. Cu lucrările executate suntem undeva la 98%, vorbind de ceea ce este în teren, nu și de ce s-a decontat. Adică suntem aproape de finalizare. Ar mai fi unele finisaje la clădirea administrativă, la casa de bilete și demontat turnicheții la intrarea principală în waterpark. În rest, bazinele mai au nevoie de al doilea strat de vopsea. Acum se lăcuiește betonul amprentat de la exterior, care și el este finalizat. Bazinele sunt ok, am plimbat apa dintr-unul într-altul, nu au fisuri, nu curg. Noi tragem tare pentru ca la sfârșitul lunii să fim aproape gata, adică să mai rămână doar niște probe de făcut, curățenie și alte mici retușuri. De la poartă încolo este treaba primăriei. Strada Coșuna, am înțeles că este inclusă într-un program de reabilitare, a precizat pentru Gazeta de Sud reprezentantul constructorilor. Viceprimarul Mihail Genoiu susține că strada Coșuna va fi reabilitată la pachet cu alte străzi. Strada Coșuna se reabilitează pe investiții. Este licitație făcută la pachet cu Alea 4 Șimnic și strada Bucovăț. Imediat după ce se realizează recepția străzii Bucovăț, programată pentru luna aprilie, se va intra pe străzile Parângului, Coșuna și Crinului, a declarat Mihail Genoiu, viceprimar al municipiului Craiova. Waterparkul ar trebui să aibă și locuri de parcare. Locul respectiv este ocupat în prezent de munți de gunoaie. Treaba amenajării parcării le revine însă constructorilor. Este valabil și pentru amenajarea aleii pietonale care va traversa Parcul Tineretului spre Waterpark. Complexul de agrement acvatic este un proiect de 80 de milioane de lei, din care 41 de milioane de lei sunt din bugetul local. Bani împrumutați de la o bancă austriacă și a fost atribuit în 2013 unei asocieri de firme formate din Delta CM, Polistart și UTI Group. Lucrarea a avut până acum mai multe termene de finalizare. Am revenit în platou. Bogdan, iată că acest waterpark care s-a aflat de-a lungul timpului, de când au început lucrările acolo, a stat așa sub semnul incertitudinii. Au fost întârzieri, au fost și câteva probleme cu DNA-ul, nu știu dacă s-au rezolvat sau nu. Iată o nouă problemă. Spun că în maxim o lună acest waterpark ar trebui să fie finalizat. Ce facem cu strada? Da, remarcam, mi-aduc aminte de discuția de ieri de la Rânca, în care cabaniere de acolo spuneau Uniunea Europeană a dat atâția bani, a investit aici, a finanțat aceste construcții, dar primăria nu este în stare să asfalteze un drum de 6 km. Asta stau și mă întreb și eu. Am văzut pe domnul viceprimar care spune că ies la pachet cu alte străzi această stradă să fie asfaltată. Dar nu ar fi trebuit oare să o gândim la pachet cu waterparkul? Ca să știm și noi, să o băgăm pe priorități, să știm. Dom'le, când ne ducem să inaugurăm waterparkul, trebuie să existe și strada când se duc oamenii acolo, da? Să nu treacă prin, pe asemenea străzi. De asta spuneam că este bine să avem un plan integrat, un plan pe mulți ani. Nu, să vedem acum dacă un craiovean care vrea să știe ce străzi se asfaltează și în ce stadiu sunt, poate să intre undeva să vadă. Da? Nu trebuie neapărat să venim noi să spunem, domne, anul ăsta se fac străzile X, Y și Z. Da?
ei să le pună pe site undeva, să facă o rubricuță specială, că toată lumea are internet, am mai vorbit de chestia asta. Intră acolo și vede, strada mea se asfaltează acum, uite, coșuna. Dar la un proiect de o astfel de anvergură ar fi trebuit să se gândească lucrurile dinainte, așa cum spuneai tu, pentru că chestiune integrată. Ar fi foarte urât să se inaugureze, oamenii să se aștepte să se ducă așa foarte încântați că vom avea un water park în sfârșit și să aibă o impresie proastă încă de la început. Exact, s-ar putea să vorbim și de alte probleme. E pus foarte aproape de depozitul de gunoi. Știm foarte bine, vara vine un miros neplăcut până în alte zone ale orașului. Dar vom vedea cum va funcționa. A fost și acea problemă cu DNA-ul, să vedem cum sunt lucrările, ce calitate au, pentru că DNA-ul suspecta niște lucrări fictive. Acum să vedem, și au fost întrerupte lucrările o perioadă pentru că s-au ridicat documente. Înțeleg, se vorbea pe surse că ar mai fost și săptămâna asta acolo DNA-ul. Să vedem când se va inaugura, la ce calitate vor fi lucrurile. Da, pentru că tot ai deschis subiectul despre DNA. Ieri nu prea am avut foarte mult timp la dispoziție să vorbim despre ce s-a întâmplat cu primarul Craiovei, Liviu Olguța Vasilescu. Trebuie să anunțăm din nou telespectatorii că în urma deciziei Curții de Apel București, primarul Craiovei este cercetat în acest moment în libertate, practic a scăpat de arestul la domiciliu. Bogdan, ce crezi că se va întâmpla în continuare? Păi ce se întâmplă în continuare? Rămâne de discutat dacă doamna Vasilescu, în condițiile în care are un dosar de corupție la DNA, va mai fi desemnată candidatul partidului. Asta se punea problema seară și am văzut că anunțase că era hotărâtă să candideze chiar dacă nu mai pune partidul. Este de discutat, pentru că în perioada următoare vom avea multe lucruri interesante. Spre exemplu, acea presupusă agresiune pe care ar fi suferit-o din partea denunțătorului, în cadrul Leorescu, primăriei, da. Acel refuz. Exact. Este incredibil. Deci, înțeleg că primarul ar fi fost agresat în birou și a păstrat secretă chestia asta. N-a aflat decât poliția locală. Adică publicul e o chestiune foarte gravă. E foarte gravă, pentru că acolo, da? Indiferent că e vorba de o femeie sau de un bărbat, cu atât mai mult că este vorba despre o femeie, nu se poate ca cineva să meargă în primărie să ceară o autorizație de construcție, să-i se refuze acest lucru și iar primărița să fie agresată. E incredibil. Noi am încercat să aflăm adevărul și am stat de vorbă cu denunțătorul, domnul Răiescu, care e și patron de unui local din centrul municipiului. Presupusul agresor, care a infirmat această informație și a lăsat o provocare. A spus că este pregătit să vină într-o emisiune aici cu doamna primar, față în față, pentru ca telespectatorii, ca lumea, să afle ce s-a întâmplat de fapt. Chiar am pus o întrebare pe Facebook. Adică să poată să spună și dumnealui partea lui de adevăr și doamna primar partea dumneai de adevăr. Exact. Pentru că este clar că ceva s-a întâmplat, nu știm care e adevărul, nici dacă e 100% adevărat ce spune doamna primar, nici domnul denunțătorul, domnul Răiescu, dar el și-a exprimat intenția de a putea participa la o confruntare pentru ca lumea să își facă o idee despre ce s-a întâmplat. Oricum, primarul Craiovei spune că are niște dovezi în acest sens și le așteptăm și noi. Rămâne de văzut dacă doamna primar ar vrea să accepte o asemenea. Nu am făcut propunerea, am lansat așa o întrebare. Dacă am putea afla adevărul și dacă ar putea exista această confruntare. Această confruntare, așteptăm să vedem dacă va exista acceptul din partea primarului Craiovei. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm luni seara de la 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!